Cea mai mare companie aeriană low cost din Europa a sărbătorit 12 ani de la primul zbor. Pentru a marca evenimentul, conducerea companiei a venit la Cluj-Napoca cu un Airbus A321, cea mai eficientă aeronavă de pasageri cu un singur culoar din lume. Aeronava Airbus A321 a aterizat ieri pe aeroportul internațional din Cluj-Napoca. Pompierii au ridicat tunuri de apă pentru a o primi așa cum se cuvine. Reprezentantul și echipa companiei aeriene au fost întâmpinați de autoritățile locale cu flori și un spectacol de majorete. Airbus A321 este cea mai eficientă aeronavă de pasageri cu un singur culoar. Are 230 de locuri și în prezent ajunge în mai multe destinații din lume, reducând în același timp emisiile și zgomotul la minimum. Prezența companiei aeriene de 12 ani pe piața românească a fost motiv de sărbătoare. Aceasta și-a extins activitatea în fiecare an pe aeroportul din Cluj-Napoca. Primele zboruri au fost operate către destinațiile Londra-Luton și Budapesta în data de 13 noiembrie 2007. Londra-Luton două zboruri pe săptămână, iar acum se operează Londra-Luton în medie de 3 zboruri pe zi. Cu siguranță, anii ce vor urma vor aduce noi oportunități de dezvoltare, atât aeroportului cât și regiunii, contribuind la creșterea conectivității și vizibilității aeroportului și, bineînțeles, zonei noastre pe plan european și internațional. Aș vrea să remarc și să apreciez ideea riscantă, aș zice, pe care ați avut-o acum 12 ani, când ați ales un aeroport mic. La acel moment, un aeroport de provincie cu o infrastructură învechită pentru a implementa un asemenea parteneriat. Mă bucur că ați avut această idee, mă bucur că ați văzut potențialul acestui parteneriat cu aeroportul din Cluj, cu Clujul. În cadrul bazei locale, compania are în prezent 200 de piloți și însoțitori de zbor și operează 4 aeronave, a 5-a urmând să se alăture flotei de aici în luna iulie.